Cred că așa cum se întâmplă la foarte mulți oameni, ajung să-și facă o meserie din motive și obiective și întâmplătoare. Și, deci traseul meu a fost în liceu, fiind olimpică națională de matematică, ajunsesem foarte departe. Să tăiați astea, că nu vreau să mă... În anii 80, informatica era considerată o ramură a matematicii. Iar mie mi-a plăcut să descopăr de fiecare dată noi ramuri ale matematicii și le-am studiat cu o pasiune foarte mare. M-am trezit și mi-am dorit, în final m-au lămurit ai mei că informatica, fiind o ramură a matematicii, îmi va plăcea foarte mult și voiam neapărat învățământ. Deci sunt unul din oamenii care au ajuns în învățământ pentru că toată viața, de la grădiniță până pe tot parcursul vieții, și-au dorit din tot sufletul învățământ. Și așa am ajuns profesoară de informatică, constatând foarte repede în anul întâi de facultate că informatica este altceva, are ceva specific. Și cu timpul am descoperit că este cu adevărat interesantă, pe lângă faptul că de la o vreme se dovedește că e mai mult decât interesantă, ci foarte utilă și tinerilor și societății. Foarte multe calități. Un profesor trebuie să stăpânească foarte bine materia, astfel încât să poată să modeleze parcursul unei lecții adaptat pe clasa și elevul căruia îi se adresează. Astfel încât să reușească să scoată la suprafață, să valorifice în acel elev creativitatea, spiritul inventiv. Ori informatica chiar poate să facă, să stârnească treaba asta la un elev, astfel încât să îl determine să învețe motivat și cu plăcere. Dar nu va putea să facă asta decât dacă, într-adevăr, bazele, cunoștințele le stăpânește foarte bine și își dorește să modeleze lucrurile astfel încât să scoată maximul de potențial dintr-un elev sau dintr-un colectiv de elevi. Nu mi-o pot imagina fără internet. Asta e prima idee care mă vine în minte. Bineînțeles, tehnologia... mi-aș dori să fie de ultimă generație. Și o oră ideală nu prea cred că există. Pentru mine e mult mai valoroasă o oră adevărată la care reușești și te simți mulțumit cu ceea ce ai făcut. Dacă ai reușit să determini un progres suficient de bun pentru elevii cărora ți-ai propus să le transmiți cunoștințe, să capete anumite abilități și așa mai departe. Pentru mine asta e mai mult decât o oră ideală. Bineînțeles, ora ideală ar însemna și elevul ideal, ceea ce deja, dacă doriți, vă pot povesti despre elev ideal sau condiții ideale. Elevul ideal ar trebui definit în funcție de un punct de... Deci, din punctul meu de vedere, elevul ideal poate să însemne cu totul altceva decât, eu știu, ce înseamnă elevul ideal pentru ministrul învățământului sau pentru o altă colegă sau pentru cineva care va fi în învățământ peste 20 de ani.
Vă pot spune pentru mine ce înseamnă acum elevul ideal. Este un elev doritor să învețe, este un elev care e conștient că are un potențial și își dorește să valorifice acel potențial, care colaborează cu profesorul, nu neapărat un elev olimpic, pentru mine este un elev ideal, ci mai degrabă această dorință de a învăța și colaborarea asta cu siguranță va duce la descoperiri și învățături reciproce, adică eu voi reuși să descopăr ce e mai bine pentru el, să îl învăț, să-i fie lui util, să-i se potrivească lui și să poată să folosească cu eficiență maximă instrumentele care le are la dispoziție în scopuri sau obiective care și le propune el și ar fi potrivite și utile lui și microclimatului, microsocietății, că nu știu dacă să fiu neapărat așa, să aibă scopuri foarte înalte, dar să fie utile vieții lui și dezvoltării personalității lui. Cu siguranță mă ajută pentru că acest program pentru mine este o provocare. Nu am foarte des ocazii să fiu provocată, să am un schimb de idei valoros cu colegi și cu oameni cu experiență mult mai mare decât a mea, sau oricum nu asta e important, un schimb de experiențe și asta mă provoacă și mă face să-mi doresc să aplic ceea ce învăț mai mult la clasă. Trebuie să mă gândesc la întrebarea asta. Sunt și întrebări la care nu-ți vin răspunsurile. Cea mai importantă, sunt mai multe lecții. Sunt mai multe lecții. Poate ar trebui să ne susținem noi și eu mai bine anumite idei și să încercăm mai mult să le punem în practică. Acum mă gândesc la transdisciplinaritate, de exemplu, pentru că informatica și IT-ul, partea de TIC, se pretează la așa ceva. Mă bucur foarte mult pentru faptul că de la anul chiar se va pune în practică de la clasa a 5-a această materie nouă, informatică și TIC, ceea ce mi se pare un pas foarte important. Sunt de peste 25 de ani în învățământ efectiv și e unul dintre pașii mari în față.